poetul poporului exclus din Partidul Poporului Dan Diaconescu. Sau, cu alte cuvinte, poetul poporului exclus din Partidul Poporului al Dreptei Dreptăți. Ca să mă exprim poetic, că așa știe un poet, să folosească truisme. Ca să mă prezint, în 13 ianuarie am cucerit piața 1 decembrie 1918 cu versuri și verseturi alături de cetățenii Reșiței, am cucerit Sfântul Banat Montan. Am stat 60 de zile în piață, 60 de zile am tot spus poezii, am tot schimbat idei și am ajuns la un rezultat, că am schimbat guvernul Boc. Și asta a fost bine. Boc, 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 poc, poc, poc. Și la un moment dat T0, ca să folosim și un limbaj Academiei Politehnist, a trebuit să mă înscriu în Partidul Poporului Dan Diaconescu, că acolo simțeam eu. Și la un moment dat T0 plus T1 m-au dat afară. Poetul Poporului dat afară din Partidul Poporului. Ce s-a întâmplat pe scurt? Am fost, m-am prezentat și ăștia nu suportă oameni inteligenți, oameni cu proiecte, că le-am spus, domnule, eu trebuie să mă întâlnesc, neapărat cu Paul Purea. Paul Purea e un bănățean de frunte care a deschis două clinici în Germania și are studii puternice în medicină. Eu sunt inginer electronist, dar eu citesc cărți de medicină. Și am zis eu, mă, trebuie să fac cu omul ăsta ceva, adică să facem o pluridisciplinaritate. Asta înseamnă știința olistică. Ăștia văzând ce vreau eu să fac, domne, parcă sculmea, când văd unul care are proiecte, că vrea să facă ceva, domne, nu-i bun ăsta. Ce s-a întâmplat? M-au ales pe listă la vicepreședinți, ca să spun pe scurt, după care m-au schimbat. Dar când m-au schimbat? După ora 5. De la 5 la 6, păi atunci nu-i programul. Programul de la 9 la 7. De ce m-au schimbat? Prin curtea școlii, pe la cura sobei, sau cum se mai spune. După care m-au lezat în demnități, orice om are drepturi și demnități. M-au dat afară, mi-au închis ușa. Nu știau ce să mai facă, că poate, poate plec. Dar cum să plec eu dacă eu îl simpatizez pe Diaconescu? Păi eu îl simpatizez pe Diaconescu și pe Purea și echipa lui, dar nu pe oamenii ăștia mediocri care mă dau pe mine afară. Și atunci trebuie să luăm atitudine, să vedem ce face. Că de-aia se întâmplă ce se întâmplă, de 22 de ani, că tot felul de prostovan apar și se erijează în conducători. Că asta e, trebuie să ai tupeu la noi, nu trebuie să ai la cap nimic. Și uite așa am ajuns să mă blameze unul altul, dar ei l-au întrebat, domnule ăsta, cum îl vede lumea în oraș? Că toată lumea care mă vede, salut domnul poet, salut poetul poporului și spune-ne o poezie, sau mai mult, domnule, ai dat mâna cu dracu, mi-au zis unul, domnule, ești nebun, cum să dau eu mâna cu dracu? Da, domnule, te-ai dus la aia. Domnule, am dat mâna cu Dumnezeu, dacă e poporul lui Dumnezeu. Ce înseamnă Dumnezeu, domnule? Societatea în ansamblu lui, domnule. Terra 2.0, domnule. Că lumea nu înțelege. Trebuie să cucerim o nouă planetă. De ce? Pentru că poetul are idealuri, domnule. Să facem o nouă lume mai bună și mai dreaptă. Asta e tema. Asta e viața. Mă credeți, nu mă credeți. La revedere, la bună vedere. Salut poporul.